Mihaela și Costin sunt doi tineri care au vrut să-și construiască o casă pasivă. Ei spun că au făcut acest efort în primul rând pentru confort. Ne-am chinuit foarte mult ca să lucrăm cu toate echipele pe care le-am avut în casă în acest concept de casă pasivă, dar ne-am asumat acest risc și ne-a plăcut. Am vrut să facem o casă care să nu ne cocoșeze în timp. Ai mei au construit o casă și mai trag și acum de pe urma ei, pentru că e o casă care consumă foarte mult și e foarte solicitantă din punct de vedere buget. Și atunci, în momentul în care am ajuns la concluzia că vom construi o casă, am vrut să o facem în așa fel încât să fie foarte ușor să trăim în ea, fără să stăm să ne gândim în permanență dacă avem suficienți bani de încălzire, dacă avem suficienți bani să răcim. Și să nu fie asta gândul, ci gândul să fie să ne simțim bine. Nu e ceva extrem de diferit față de o construcție de casă normală, doar că e grijă la anumite detalii mai mare față de o casă tradițională, dar altfel nu e o filozofie foarte diferită. Ca și dificultatea a fost ideea în sine de a ne apuca de o casă pasivă și lipsa echipelor care au mai construit așa ceva. Noi, de exemplu, în cazul nostru, a trebuit să aducem o echipă de construcție, de ridicare a pereților de CLT din Italia. A fost o conjunctură favorabilă, o echipă de români, n-au lucrat niciodată în România, le-a făcut plăcere să vină și așa am reușit să ridicăm structura casei. În România, cu siguranță, am fi găsit echipe care ar fi dorit să încerce să facă treaba asta, dar nu mai făcuseră înainte și atunci era o încercare. Oricum, aici am fi ajuns dacă nu găseam această echipă inimoasă și dornică din Italia de a veni în România să ne ajute. Când am povestit părinților și prietenilor că vom face o casă pasivă, prima întrebare a fost ce e o casă pasivă. Le-am explicat în mare. Mama, de exemplu, a fost foarte speriată de faptul că vom face o casă de lemn. Pentru că despre lemn se știe o grămadă de lucruri nu tocmai ok. Adică, în principiu, lumea când se gândește la o casă, se gândește la o casă făcută din cărămidă, din blocuri de BCA și așa mai departe. Când e vorba de o casă de lemn, încep întrebările. Da, nu putrezește, da, nu crapă, da, nu ia foc, da, cum se comportă la cutremur și așa mai departe. Și încet, încet le-am explicat din lucrurile pe care le-am învățat și noi trecând prin pasul de proiecție și până la execuție. De exemplu, mama a fost în șantier când s-a ridicat structura, a ținut de pereți. Documentarea a fost făcută pe net și foarte mult cu echipele cu care am lucrat, pentru că ei au fost cei care ne-au învățat la ce ne înhămăm. Inginerul Marius Șoflete, proiectant specializat de case pasive, crede că românii au o problemă de mentalitate atunci când își construiesc locuințele. Prima problemă de mentalitate pe care eu m-am lovit în meseria mea și în activitatea pe care o fac e legată de costul investiției și de viziunea costului la momentul prezent, acum, nu într-o perspectivă de 10 ani. Și asta o putem asimila foarte bine cu modul în care ne-am cumpărat o mașină. Când îți cumperi o mașină, te gândești cât timp vei folosi mașina. 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Și când cumperi mașina, te gândești cât mă costă mașina, cât mă costă servisarea și piesele de schimb, cât mă costă combustibilul. Noi preferăm să cumpărăm mașini de 2-3 mii de euro în care băgăm 7% combustibil la 100 de kilometri și în 5 ani ne costă per total utilizarea mașinii 40 de mii de euro, în loc să luăm o mașină de 20 de mii de euro în care băgăm 2% combustibil și în 5 ani ne costă 30 de mii de euro, la care avem un aport suplimentar de confort fizic, psihologic și siguranță. Se feresc românii de prețurile mari atunci când e vorba de case? Se sperie. Se sperie tot datorită miturilor împământenite de construcții nu foarte bine făcute și de a nu avea o viziune clară a tuturor costurilor. În general, care este tipologia proprietarului de casă pasivă? Cei mai mulți
oameni cu care am interacționat și care vreau case pasive erau oameni pe care eu personal nu am trebuit să mai conving. Erau oameni care s-au documentat, care au citit, care au văzut clădirea cumva în următoarea ipoteză. Cred că 80% din ei, discursul, cred că 80% din ei vin cu un discurs asemănător cu acum lucrez foarte mult, am un job în care sunt bine plătit, fie că sunt antreprenor și am afacerea mea și lucrez toată ziua, fie că lucrez într-un domeniu din care sunt destul de solicitat și pot să fac bani. Acum sunt tânăr și am energie, nu vreau să-mi bat capul la bătrânețe cu costurile case, pentru că părinții mei sunt cocoșați de facturi, de lemne, de gaz și de așa mai departe. Și atunci ei înțeleg că își construiesc casa pentru 20-30 de ani și văd costul ca... văd costul casei pe toată durata ei de folosire, pentru că e un cost mai mare de investit la început, dar pe parcurs tu ajungi să plătești 200-300 de lei pe an factură echivalentă la întreținere, fără să-ți mai bați capul cu cât o să-ți vină factura și să fii dependent de variațiile prețului, pentru că dacă ne uităm un pic în spate, statistic vorbind, prețul gazului din 90 încoace crește exponențial. N-am văzut o perioadă economică în care prețul gazului sau petrolului să se ducă în jos sau al curentului. Și asta este sectorul de clienți care vin cu un astfel de discurs și sunt foarte conștienți de confortul interior și de calitatea vieții. Și zic așa, ok, dacă tot am lucrat și lucrez și vin obosit de la servici, vreau să mă bucur de o casă care are nevoie de întreținere minimă, care îmi oferă maximul de confort pentru mine și familia mea și de care mă pot bucura pe de-a întregul.